numele nu este în linie aceste stări. Eu am o dobre cu patru ucraine, de acolo unde este războiul. Dar mulțumim Domnului că suntem bine, să vin Domnului că ele ține viață, pe care va avea. Aleluia, mărire de Domnului. Domnului de Bordoma, așa că eu sunt în dimineață zonă. I-au venit din altă lucrare, bine seara a fost, am venit dimineața sâmbătă, la ora 2:30 dimineață, după aia m-am promis cu frații. Dumnezeu știe, îmi puneam cu frații, nu știu de ce m-am promis Domnul aici, Dumnezeu să facă lucrarea mea. Hai să ne vedem două lucrare, deci un puțin de lucrare. Și am recitit cu singur castel. Am venit ceva frate și fratele a zis, n-am dat niciun verset, niciun test, să citim din ea. Îmi place amor de voi, vă spun sincer, știi cu ce mă bucur? Că cântat din cărțile la mult de Domnul. Aleluia! Mai multe biserici sunt din cartele la mult de Domnul. Am să citesc cu singur verset. Să nu să vă tulbure inima și aveți credință în Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă rog. Să nu singur verset. Toți care suntem aici, avem probleme în familie. Avem probleme cu copii, avem probleme cu casa noastră, avem probleme. Pentru că dacă ai 7, 8, 10 copii, vă spun că unul din trei trebuie să aibă ceva. Și fiecare avem probleme. Și fiecare avem greutățile noastre. Aleluia. Dar este unul singur care zice să nu se vă tulbure inima. Și noi nu trebuie să ne tulburăm, deci să avem o credință că Dumnezeu ne-a promis un loc. Salmul 34 zice că păcire cuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda lui va fi întotdeauna gura noastră. Să rugăm numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu m-a binecuvântat cu 7 copilași, 6 fete și un băiețel. N-am fost niciodată plecat în străinătate cu munca, cu serviciu, dar Dumnezeu a purtat de grijă. Cu ajutorul Domnului fac 15 ani pe calea Domnului și cu ajutorul Domnului fac 12 ani când misionez penitenciarele din România și din Astura. Cu frații fratele Vasile Tofan, fratele Tuținda, fratele Tuținda, fratele Tuținda, fratele colonelul de la Madu, cu mulți. Dumnezeu nu se uită la facultatea ta și a mea. Eu n-am nicio clasă, Domnul. Eu m-am învățat să citesc din Biblie. Și Dumnezeu ridică pe cei slabi care cei care să-i facă de rușine. Când am început să fac lucrarea, am fi dat un om care nu știu să citesc. Dumnezeu ca să ridică. Aleluia! Mulți dintre noi, eu l-am venit să citesc și eu vreau să ridic biserica. Mulți vreau aici în față, dar puțin să cerim. Să meargă pe străzi, să predică la apostitar, să predică la genom, să predică la oameni din lume. Mulți nu fac asta. Dar Dumnezeu ne alege ca să fim puțini. Dar mulțumim Domnului că Dumnezeu pe noi puținile din mine. Dumnezeu nu din toate părți. Și Dumnezeu ne unește. M-am căsătorit, Dumnezeu m-a dat o fetiță pe numele Narcisa. Știi ce m-am bucurat? Că văd copii în biserică. Am fost în biserică de 7.000 de membri și n-am văzut copii în biserică. Am fost în biserică de 5 frați, care am predicat la 5 și am văzut mai mulți copii. Și de ce? Rodul nostru sunt copiii noștri. Aleluia! Ei v-au fost biserică, noi murim. Dar v-au venit copiii noștri. Copiii noștri trebuie crescuți în o biserică. N-am venit prin probleme, n-am venit prin necazuri, n-am venit prin moarte, n-am venit. Am venit din dragostea lui Dumnezeu. Aveam Narcisa mea născută, mi-a botezat, pentru că oamenii din lume așa, botezul din lume, oameni mari, așa e când nu mare așa, ca o dată unul mare se-i botează să se cu lumea. Mi-a botezat primarul din Suceava, pentru prima fetiță. Dumnezeu a lucrat și am avut patru fete. La patrulea copil, Dumnezeu mi-a vorbit printr-un copil. Fetița mea avea vârsta de 7 ani pe Narcisa, are 23 de ani cu fetița mea. Și mi-a vorbit ca să mă pocăiesc. Soacră mea, eu m-am căsătorit cu fratele dintr-o familie de pocăiți. Eram un om care nu vrea să-mi aducă aminte pe nici. Eram un om care nu putea nimeni, nici părinții să mă schimbă, nimeni, nici preotul ortodox, nimeni, decât sângele lui Iisus Hristos, care spală păcatele și zice, eu te-a spus din răutate, te-a spus din groapa perenei și te-a dus pe stânca lui. Și noi trebuie să fim copiii lui Dumnezeu. La vârsta de 7 ani, fetița mea, soacră, mi-a avut un curaj să spune, dă-mi-o pe fiică ta pe Narcisa și mei, la biserică, la copii.
Și am zis, să dau doar pe o condiție, să dau, nu ca să se pochească fiica mea. Și a plecat fetița mea la adunare cu soartea mea, bucuroasă. Dar când a venit acasă, a zis, tată, duminica viitoare va fi 80 de binecuvântări de copii. Dar noi o foarte mare comunitate de rom. Avem 3500 de familie de țigan, suntem 7100 de rom într-o singură localitate și avem o singură biserică. La avem 10, dar avem 3 de o singură biserică. Avem o singură biserică. A venit fetița acasă bucuroasă și a zis, tată, duminica viitoare va fi binecuvântare. Parcă s-a auzit de fratele Dragoș Voitor, da. Și era uitat la noi pentru binecuvântare. Nu știam cine e Dragoș Voitor, cine e Sfânt. Nu știam că așa sunt oamenii. Eram. Și a zis, fiică mea, ai intrat la cuvinte, ce ai putea la cuvinte? Cum să vezi tu să te rogi? Mă faci de rușine. Am dezvăzat un pe la mare și am avut un bucurea. Am îmbrăcat și am mers la părăt. Era noapte la ora 9. Și am zis, părinte, fă ceva cu toată cu fiica mea. După ce i-a citit, a făcut toată urmarea cu fetița mea, a ieșit din biserică și a început să plângă. Și a zis, de ce plângi de acesta? Iisus, salul meu, te iubește, dacă. Cine vreți să eu? Dacă vei gâtul, nu mă repă pe Iisus, salul meu. Și-a zis, frate, ce vorbiște? Ca tatăl mă dădea în inimă, dar nu mă dădea pe față, că copilul a să fie mai tare ca pe copil. Și ce-a zis, cine Iisus a tău? Iisus a tău. A venit acasă copiii și a venit la soția mea, nu știu ce s-a înțeles cu sfatul meu. Am 25 de ani de căsătorie cu ajutorul lui 46 de ani. Am o vârstă de 44 de ani. Nu știu ce s-a înțeles cu soția. Mama ei a rămas vorbă de la 39 de ani. Nu sunt mai mărită. Fiind soția mea mă mâncă, pe genul mâncă, dar știi ce trebuie. Ajutorul noi, 25 de ani, au înțeles și ce s-a mărit, vedească. Ascultați-mi, o zici, dacă tu dorești pe națin să la bine cuvântare, mă despart de tine. Și cum am crescut eu fără tata, așa va crește și cu mine. Îl iubesc soția. Am 25 de ani de căsătorie. I-am martor pe Dumnezeu, că nu i-am vrut să fac. I-am ajutat cu viața mea și mi-am putut de mai acolo. Știi de ce? Totul nu făcea asta, că zicea că dacă va, se va cu vorba și paralizează mama. Așa ne-a luat. A început și s-a dus fetița la binecuvântare, cu mica viitoare, anunță că vine frate de la Tofia, vine frate binecuvântat, fratele Cicămana. Asta o zice, fratele Cicămana. Vine și este evangelizare la noi la Roma. Și vine fetița și păstorul zice, nu mați un prieten. Și aduceți-l la biserică. Eu eram prietenul la fiica mea. Ea n-avea treabă cu mama ei, că mama ei era de foarte de bocăiți. Ea n-avea treabă cu mine. Și a zis, tată, duminica viitoare te vin la evanghelizare să facem, vin mulți oameni, dar... Și ce-a venit la fiică mea? Ia că mă cheamă și la evanghelizare. Promite la copii și nu le ține de promisiune de cât. A venit duminica, dar până duminica, eu aveam un tablou mare cu icoana Sfânta Paraschiva. Poate ați auzit de Sfânta Paraschiva de la ea. Făceam câte 40 de mătări dimineață, la amiază și seara, cea cu cel mai mare de mici. Era o mare de și spune fetița mea, tată, suntem patru surori, mă nevoie, nu ne poate am un frate sau soră. Ce vrei să ne descurcă pe stradă? Să umblăm bărbat din bărbat, să ne șapteam, să fumăm. Tu stai de dumnezeu să cu fetele. Domnul îmi vorbește să spun, uite de la icoana ta, are ori, dar ea nu te vede. Are gură și nu vorbește cu tine. Dar Dumnezeu meu te-a urmă. A pus fetița mea la crucifacul și a zis-o singură rugăciune. Îmi dea pe fiică mea. Doamne, mântuiește pe tata. S-a sculat de acolo și a început să rog. A venit duminica și a venit. Pe biserică fată, care are 50 de metri în lungimea pe 35 de metri. Acum era una mare, a zis, seama cum ai dat în biserica. Ce față, cu biserica mare. A stat în ultima bancă și când a început păstorul să vorbească fratele jocul de noroc, ruletă, toate nebunilele de pe planetă. Și ce a venit mintea la mintea de dragă? Numai copilul meu din la urmă ce să întâmplă cu mintea. Și s-a ridicat în picioare și a făcut ceva. A rămas singur în bancă, toată biserica a picioare. Și s-o făcea o mână apă că mă cheamă în față.
și ziceam că fiică mea, care e un gura mare zis, dar și sa, nu poate data să meargă față, că sunt legat cu lanțul. Toată biserica să mă duc în fața la mine. Cu rușine, cu Dumnezeu, nu știu cum am ieșit de față. Și când au văzut frații că eu am ieșit în față, că dacă aveți un întreor și se bucurește, mă bucură, mă bucură și sa. Și fetița mi-a zis așa, frate, lasă-mă rog, pentru tata meu. Și a zis o fetiță de 7 ani în față și ce a zis, Doamne, îți mulțumesc că l-ai mântuit pe tatăl. Și 20 și ceva de sorări de față. Am început să predic Evanghelia pe credențiale, am început să predic să merg pe credențiale și la primul credențial, după atunci când am început să predic Evanghelia, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 6 copii. Soția mea mi-a secinat la 7-lea copii. Avea locul în soția mea. Eu stau aproape de pădure. Și o lucrez, am zis, iau martul pe Dumnezeu, fac 15 ani, nu i-am plecat în Dumnezeu. Un gest bun, curat. Am 6 lege de la Bărbă. Dacă veniți la noi, din Dumnezeu, din Moldova, de la Bărbasca, și întrebați de unul cu 6 lege de... Asta am zis de lucru. Un gest cu afle, poate știi ce se afle. Bulești, ciuperi, ale între 34 de lege de fiecare zi. Stau lângă pădure, fratele Iosif. A fost așa cu Sfânta Tere să-mi vadă unde stau. Mă rog prin pădure și când am jertfă de rugăciune, postul meu, stau în Sfânta Tere prin pădure, în Sfânta Tere și are câte 15 km prin Sfânta Tere. Și nu mă rog pentru mine, mă rog pentru frații mei. Mă rog, bine de față așa. Eram o pretențial și am făcut o leagă dintr-o școală care nu nu fădea. Fetița mea, copiii mei era la școală, dar numai cu Simeon era mai mic. Tamara avea 4 ani, Simeon avea 6 ani. Tamara mea s-a pus cu gâtul în ușoară și s-a spus singură la copac. S-a spus, da, a fost la copac la fetița. A fugit în casă Simeon și a zis, mamă, Tamara nu mai dă din mână și din picioare. Când a ieșit soția frate, a văzut-o că se regăna la copac ca un copuș. O zis soția, când am ieșit în frate, în ușă, Diavolul cu mărâtă în fața mea, diavolul nu are pare, nu are cum zice lor, ca o minge. Să lupta cu soția mea, ca să nu poate să meargă acolo. L-a mustrat și a plecat. Soția mea zice că nu mai ține nimic, că ei am puțin timpul la el. Că a smus ața pe mărâtă, că nu știu. Zice că ea nu mai ține nimic. Copilul meu a căzut jos, că la două brațe și a dus-o în casă. Și fetița mea este în brațe și în brațe. S-a trezit și le-a spus așa, zis, mamă, un om îmbrăcat în armă, țigea în brațe de lui. Unde e omul meu la mine? Fiecare a trecut un munci. Aleluia! Și Dumnezeu te iubește pe fiecare. Dumnezeu a lucrat așa de minunat în familia mea și lucrează. Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată. Și eu mă lăsat. Soția mea, după panica care a văzut-o, soția mea a mers la munte și a pus șoc la el foarte mare. Și panica care a soția mea prin carcin. Și se cade corul iar să te temei pe viața. Și mi-a zis, simt ceva că mișcă în mine și nu știu ce. Așa suntem noi câteodată, le dăm fuga la copii și nu alătăm la picioare de mine. Când am mers de la Iași, m-a trimis la trecul mulți. Și mi-a zis, câți copii aveți acasă? 7. A zis, trebuie să vă dau un tratament să-l faceți acasă. Iașul e mai aproape de voi și să te trimit la Iași. Mi-a dat o listă fată. Dar când au văzut lista aia, am luat-o și am luat-o foarte la doctor și am luat-o un doctor. Am un medic mai puternic ca Dumnezeu. Am venit acasă și cu ajutorul Domnului. Am pusit 3 zile în pierdă, dar numai noaptea treceam la fricare și puneam capul la fricare. Dimineața la ora 5 eram în pădure, până seara la ora 10. Stăteam de bără. Dar singura lucru cele care făcea, Doamne, dacă vrei să o iei acasă, pregătește-o, Doamne, că stătea eu un pas mai sfat. Eu nu-i cunosc gândurile lui, dar tu-i cunosc toate. Cu 7 copii ruptă în casă. Se hrănești, se trimiți la școală, se aduci, e greu. Dar te rog, Doamne, pregătește-o dacă vrei să iei acasă. Dar te rog, ține-ne o viață, că dacă ne ții în viață, poți să fac lucrarea ta mai departe. Dacă tu iei acasă, eu nu mai pot să cine. Pentru că sunt copii mici, te înțeles, mă, să le hrănesc, să fac tot ce trebuie la copii. Ascultați-mi, după o săptămână, soția mea se trezește dimineața, ce costel,
am simțit azi dimineață peste mine ca un curent. Ceva ca o ferminte așa peste mine. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Tot fuga la urmă. Mi-a zis de un primul la Dumnezeu. Ce i-a zbat, ce i-a spus, dar nu mai am venit. Și a zis, Domnul Iisus Hristos a venit la Dumnezeu. Ascultați-i, când cere de la Dumnezeu, o spus cineva de frate, când cere cu credință, pentru frate, cu credință, cere spate cu credință. Aleluia. Frații mei, am avut ocazie să merg prin Astura, să merg Scoția, dar eu am luat la față cu evangelizarea. Și am vrut frații să mă ia în afară, să facă ajutor social, să facă locație. Ascultați-i, specialist, dacă mănânc o mărită cu ceapă, cum se zice la Domnul, nu că pe piciorul nostru. Și de ce? Dumnezeu îmi zisea că ai cine ca, cine de care să fie stăpânul. Și de ce? Pentru că Dumnezeu a pus o valoare lor și valoarea Duhului Sfânt care este lor. Pentru că zice aici, eu în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine. Duhul Sfânt este lor. Duhul Dumnezeu este noi, ne călăuzești. Dacă El zice că noi suntem în El și El în noi, oare nu este Duhul Sfânt în noi? Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu ne-a dat mare putere. Nu de vin și cu asta idei ca să le vreau cu fratele și a se spună o experiență foarte puternică. Și în zona voastră, pe aici, familia aceea din Chicago, din America, în zona voastră, tot trece dintr-un medie de bun, unde de seara trebuie să mă întâlnesc cu familia, n-a fost în România de 18. Din 82, spuneați cu Chicago, eu, pentru că eu lucrez foarte mult, eu nu predic mult la anul. Eu predic pe străzi, eu de asta țin tare. Eu pe strade, când mă duc, merg fără microfon și fără mult. Eu țin câte, când mă ține gura și când. Eu luau pe Dumnezeu, nu când eu cânt pe stradă, cuvintea mea, cel de Domnul Vesele, eu le cânt pe stradă. Pentru că Dumnezeu a spus mulți oameni și vin în adunare și sunt bucuriți oameni. Oameni nepocriți, oameni consiliari care vezi acum, care aveau păr mare, aveau barbă, stăteau prin consiliari. Acum îi vezi că laudă pe Dumnezeu în natural și predică lui Dumnezeu. Experiențele cu Dumnezeu e o scopă. Unde în zona mea, în foarte în zona Cupea, noi suntem puși pe stângă acolo, pe stângă Cupea. La o frugână mergeam cam 7-800 de oameni la o frugână și frugână e cam un kilometru de la noi, din apă. Când mergeam după apă, eu s-a soția, mergeam cu bele, da? Să nu curgă apa din bele, să nu mai mergem cu curgă. Mergeam. Nu cunosc pe familia asta din Chicago, dar prin telefon îmi cunoaștem și în seara asta vrea să ne vedem față față să ne cunoaștem. Și-o zici că a fost foarte la bun, la Bunezoare, a fost un trecut la Bunezoare, la Bunezoare, acolo. Motiva fratele Daniel Hava și-a fost acolo în tabla de biserică. Și-a avut o lucrare de Dumnezeu, vrea să facă și vrea o fântână pământească, dar nu este lucrat. Și-a zis, Doamne, eu nu cunosc pe nimeni. Nu știu pe nimeni. Și nu vreau cu tine de Dumnezeu. Nu mai Domnul. Și pe din familia aia, o zi de tine, că n-ai fântână. La câte metri mești la o vrea de la? Am zis, soră, la noi tu n-ai bani. Iar nu știu ce servicii au, nu știu cu ce fel lucrează în Chicago, nu. Nu aveți banii pentru fântână la noi, că la noi o fântână e foarte scumpă. Dar noi ajunge 3-400 de milioane în fântână. E o sură pe casă care se lucrează manual. Și la o fântână se lucrează 2-3 luni. Ce că am vorbit Domnul, dar ei și dau și un miliard numai să fac fântână. Dumnezeu la mine cu putea cu o fântână. Și fântâna se numește ea, fântâna lui ea. Vreau să vă zic astea, vorbeam cu frații experiențele, sunt multe, dar au de aici. Poate dacă când ai vin să mai mă cunesc, că dacă mă cunesc, nu mai mă cunesc. Multe experiențe am avut cu Dumnezeu și le-am multe cu Domnul. Frații mei, Dumnezeu m-a binecuvântat mai mult ce trebuie. Și cea mai multe binecuvântări care Dumnezeu mi-a dat putere să am intrare la oameni, nu oameni de valoare. Mă refer pământește. Copiii lui Dumnezeu. Am prieteni care zice, cum poți să intru tu în oamenii aceștia să predici Evanghelia? Frații mei, întotdeauna l-am pus pe Domnul. Și-l pun pe Domnul, frate.
Am auzit și acum e o luptă mare din București, voi cunoașteți. E o familie de interior care... Că așa suntem noi, dacă fratele fuma, bea promovire tot acolo, să-i bea țigara acolo. Eu n-am fumat în viața mea, n-am bun. Eram un om care făcea lucruri care nu-i plăcea lui Dumnezeu. Eu dacă vreau să mă trag pe fratele, mă îmbrăcam în 5 minute. De care hai pe care nu. Și Dumnezeu ne-a scos de acolo. Eu acum vreau să vă rugați și pentru mine că de aici am plecat de altă misiune, oricum. Stau ca să vă vină și pe. Dumnezeu m-a trimis numai în oameni de rog. Numai în oameni cu mafie, cu droguri, cu pistoare. Mă trimite Domnul Crăin. Și de ce? În primul iar când zice, dacă mor, mor pentru Hristos. Și dacă trăiesc, pentru Domnul Crăin. Fratele noastre se va vedea la ultima, cum zici mai cu fratele. Acolo când voi merge la Domnul. Ne vedeam la Dumnezeu. Dumnezeu să vă bine cu mine. Dumnezeu să vă dea putere. Mă rog pentru biserica voastră, că în cu a doua dată, să stau la ușă. Și biserica să fie plină și Dumnezeu să dărâmă perețile să se facă mai mare biserica asta.